Un bărbat din Pitești, în vârstă de 39 de ani, a furat dubița firmei unde lucra. Pe lângă auto utilitară, bărbatul ar fi sustras din incinta unui depozit de materiale de construcții și mai multe scule electrice. Totul a fost surprins de camerele de supraveghere și așa au ajuns polițiștii la făptaș. Hoțul a condus dubița de la Domnești până la Pitești, acolo unde a abandonat-o. Polițiștii l-au prins pe hoț și l-au reținut pentru 24 de ore. Apoi, instanța l-a pus sub control judiciar. Din cercetări a reieșit că piteșteanul avea dreptul de a conduce suspendat. Dubița, în valoare de aproximativ 90.000 de lei, a ajuns înapoi la proprietar.